Haideți că să cer iar sprijinul poliției secției 4 Ploiești, unde are pe competență Buna Vestire strada. Ia să vedem noi. Oamenii ăștia au o problemă cu apa aici, săraci. Bună dimineața! Am nevoie de un echipaj de poliție pe Buna Vestire, la numărul 32. Ieri nu s-a putut intra la această firmă, care spun. Este o societate care îți desfășoară activitatea în mod ilegal și este risc epidemiologic. Deci, bună dimineața, Buna Vestire? Buna Vestire, numărul 32. Ieri nu s-a putut pentru că i-a umilit pe polițiști, pur și simplu, și-a bătut joc de ei. Ideea e că trebuie să se meargă pe, prin spate, prin strada Covurului. Ca să ce nu... se întâmplă acolo? Este o capelă ilegală, are un decedat acolo, ei desfășoară activitățile conform codului de procedură penală, desfășoară activitatea ilegal, din start dosar penal, și a doua problemă, încalcă riscul epidemiologic, prestarea de servicii ilegale. Deci chiar și vecinii se plâng că sunt monitorizați video cu o cameră din asta, sunt două camere. Ei dosarul de evaluare de risc, nu știu dacă l-au, nu le funcționează camerele. Dar știu să supravegheze vecinii și am nevoie pentru ca poliția să constate personal acea capelă, care DSP-ul, DSVSA-ul refuză să ia măsuri și poliția locală, poliția locală. Ați luat legătura și cu instituțiile astea două? Cu tot, cu toate, cu toate. Că știți că ei sunt... Da, poliția locală au pe competență. Mai mult competenți decât noi. Da. Nu doar să facem o constatare, dar să știți că restul măsurilor tot... L-am făcut plângere, să știți, la... Tot DSP-ul și DSV-ul trebuie L-am făcut plângere la aceste instituții, la poliție. Poliția locală trebuie să ia măsurile lor pe partea lor de urbanism și ce mai iau acolo. Da, domnul meu, refuză, ca să vă văd, refuză. Trebuie să stăm ca la români, așa, cocoșați. Ce să fac? M-a ce cocoșat, să mă umilesc. Așa. Nu vă umiliți. E o umilință. Umilirea e altceva. Nu, știți de ce? De ce nu faceți geamul ăsta așa? Ca să mă nu, e să... nu e în măsura mea, să spunem. Adică eu dacă stăm așa dumneavoastră, mă vedeți doar pe geamul ăla că vin acolo. Bun. Am nevoie de un echipaj. Locului și o să trimit patru. Eu nu pot să mă duc acolo la fața locului. Mă duc undeva mai departe, că ăștia văd și încuie și numai polițistul, gata, nu mai poate să constate. Dați-mi un număr de telefon. 0749. Da. 220 890. Ați anunțat, domnule, la IPJ că în plouă vă inundă aici? Persoanele abilitate au luat măsurile legale. Ce măsuse? Bun, ce zonă stați dumneavoastră ca să trimite? Eu mă duc chiar la intersecția cu strada Covurului, cu strada Buna Vestire. Okay. Ca să nu mă vadă. Ok, o să vedeți dumneavoastră mașina de poliție. Da, ei trebuie să vină prin spate și în lateral la dreapta este capela. Dumnealor, a fost mulțumesc frumos. Ia să așteptăm să vedem dacă rezolvăm. Nu știu, parcă trăiesc într-o țară a mafioților. Deci instituțiile statului refuză să ia măsuri împotriva acestor derbedei care au făcut cruce. Bine, au făcut poză cu polițiștii și au pus-o pe birou, acum mie mi-a pus o cruce în fața acolo, la firmă. Și polițistul a zis, s-a demolat unul mai, da, demolat frate, tot Ploiești. Ca să vă simțiți bine, Voloșevici, bă ce mă bucur că ți-au dat ăștia în mufă. Gata, a terminat, a venit Politaiul. Mihăiță, tată, ia să vedem ce o să faci bine. Nu știu cât de mult o să faci tu, că ești cam singurel. La Covă, unde-i ușile alea? Cu volant. Alo, DSP-ul? DSP-ule, nu vrei să răspunzi? Ce instituție sunteți, mă, DSP-ule, mă? În cauza voastră, DSP-ule, se întâmplă ce se întâmplă, că nu vă faceți datoria. Vorbeam cu așa de DSP. Haideți tot abdicatul secției 4. Da, haideți, unde e ușa aia acolo cu colantele alea? Uitați cartea mea de identitate ca să o aveți ca și... Da? Noi acum trebuie să mergem pe carosabil. Da. Doamne, numele meu este Geana Hare Florin. Ați primit sesizarea mea? Geana Hare Florin. Când vine domnul inspector aici la pe Buna Vestire? Deci v-am trimis, domnule, cine ține în brațe pe ăștia? Domnul Căpățână, cumva? Aici ai problema.
Va domnul Căpățână? Nu știu, avem nevoie de aici să se constate că este un decedat în capelă și prestează servicii funerare ilegale, oamenii aceștia. Acolo este ușa capelei. Da, puneți mâna pe ușă, vedem dacă... Sunt la registratură și eu nu știu să vă spun când te ajung colegii și cum... Bine, doamnă. Bine, doamnă. Decizare am primit. Carte de identitate, nu buletin. Păi vedeți firma dacă vă răspunde. Că aici ai tăi decedatul, nu? Bineînțeles că sunt și... Consumă... Da. Vă mai pot ajuta cu ceva? Da. Da, am nevoie de să vină încă un inspector aici. Cum o să ajungă decizarea la dumnealor? Deocamdată e la mine, în registratură. Bun, dați replay. Dați, să vă arate. Să vă arate aici ușa asta. Păi... Domnul Geană, imediat ce se va putea, vor veni și colegii mei. Da. Am vorbit cu colegii, pot să vorbesc cu dumneavoastră? Da, ziceți, da. Am vorbit cu colegii noștri care au mai venit la dumneavoastră la sesizare aici. Mi-au spus că au anunțat pe cei de la DSP. O să fie analizate. Nu, n-ați înțeles. Eu nu v-am chemat pentru asta, că asta am dat-o la DSP, poliția locală și toate astea. Dumneavoastră, ca să constatați că aici este un decedat și este o capelă ilegală. Ei prestează servicii, este în codul de procedură penală prestarea de servicii. Inclusiv mașina pe trotuar. Deci dumneavoastră aveți un motiv acum, în primul rând, să sancționați aici și a doua problemă să le cereți actele pentru capelă și să constate, vă arate capelă care e decedată înăuntru, dacă nu l-o fi luat azi noapte, când a venit cu poliția. Oamenii ăștia... Informația asta de... Nu, domnule, deci nu-mi dă informația asta. Este mortul înăuntru. Da, domnule, deci au fost filmați și aseară și ieri, toată ziua și n-ați putut, ca poliție n-ați putut să intrați. Am nevoie de camera asta să filmeze. Noi am înaintat ceea ce trebuia făcut. Nu avem competența necesară să putem... Mașina, să uitați, altă mașină aici, iară. Aveți grijă că ăștia vă filmează, fotografiază. Ia uite asta, vreau acolo, când au fost ei încătoșați. I-a făcut un Mihăiță poză cu toată poliția, când erau ei încătușați. S-ar putea ăștia să vă facă poză. Mie mi-a făcut cruce, mi-a pus cruce ieri aici, cu numele meu. Am înțeles, dar dacă s-ar face unul cruce și s-ar pune cu numele dumitale cruce, te-ai simțit amenințat? Păi uite, polițistul, un ofițer, ieri a spus, nu, doamne, amenințare, mi-a spus să fac o cruce cu numele tău și să o pun aici, la fel. Vedem dacă te simți amenințat. Vreau să ați văzut pe cineva... Da, domnule, da, bineînțeles. Da, este, dar ați intrat pe ușa aia, ați văzut, e deschisă ușa aia. Da, ușa este deschisă, dar nu este nimeni aici. E vreun număr de telefon aici. Ia uite-le, ia uite ce program au ăștia. Ia uite ce monitorizare video cu domurile care le sucesc și spun că camerele nu funcționează. Uite, poliția locală, refuză poliția locală să ia măsuri. Ia fiți atenți, mă duc să strig la ei. Poliția locală! Poliția! Poliția! Na, uite, poliția locală. Despre ce vorbim? Despre ce vorbim, fraților? Oamenii ăștia... Sunt protejați. Ia uitați cum încalcă linia continuă din cauza ei. Uite, omul ăsta ar rămâne fără permis din cauza lor. Da? Uite, toți. Domnule, toate mașinile astea, ei n-au voie, firmele funerare, n-au voie să țină mașinile pe trotuar. Ia uitați-le, toate, ia uitați, și gunoi ocupă trotuarul. La cei de la DSP ați primit un răspuns? Domnule, am vorbit, da? Îi protejează, îi ține în brațe. Deci că le dăm amen și asta tot. Pe cum adică le dai amen? Deci și în presă s-a scris despre această capelă. Deci eu nu văd decât o corupție aici. Deci capela aia, uitați, poliția română nu poate să pătrundă să-i verifice măcar firma. Pentru că vă sfidează, vă încuie firma. Să acum, la gând să o să vină imediat. E normal, eu mă aștept acum ăștia să o fi dat și mortul. Deci eu vă arăt, uitați, haideți să vă arăt fotografiile de aseară. Deci oamenii cum stăteau la priveghi. Dar se poate verifica, adică decedatul care a fost. Opa! Înjură-mă, mami! Hai mă, ați luat mortul de acolo, mă! Da! Înjură-mă, mami, hai! Iată-l pe ăsta care înjură și ce-i face lui Ana are mere. Și-a luat mortul din capelă. Are capelă, pur și simplu, ilegală. Fotografiile de azi noapte. Ia uite, harnicul din Baia Mare, care amenință cu moartea și face cruce.
Deci ei amenință cu moartea, n-au ei nicio... și fumează în firmă. Da. Înjură, mă, mami. Ăsta o bate, că așa spun oamenii, bârfele. Unde-i programul? Auto, umblă la dei să văd chiloții, așa și bârfă prin... Și că am umblat pe acolo, prin spital, a văzut o lumea, să văd chiloții. Opa! Îndrăzniți voi să faceți, să puneți cruce, mă? Să-mi faceți cruce cu numele meu? Da. Mm-hmm. Unde vă este, mă, monitorizarea video? Ia uite, are poză cu poliția. Păi, dragi polițiști, aveți grijă că ăștia vă fac poze și s-ar putea să vă pună pe... Au monitorizare video și spune că nu le funcționează. Vă pun ăștia pozele și pe Coșciuge, dacă... Deci, în primul rând, nu mai ai voie să fumezi în firmă. Legea 15. Aveți, mă, răbdare că v-am dat pe mâna avocatului faptul că voi amenințați cu moartea. Mai e un polițist aici? Mai este un polițist. Ia, hai! Sunteți ilegal, băieți! Ia uite-i, îndrăgostiți-i! O să-ți dai amendă, poliția, că mă faci nebun! O să-i pun să-ți dai amendă! Fumează și mă face nebun de față cu dumneavoastră. Înjură-mă, mami, tu n-ai program, n-ai nimic. Hai. Normal, pentru că voi sunteți țineți în brațe de către poliția locală. Construcția este ilegală, dragii mei. Pe legea 50, deci toți vecinii ăștia de aici, deci toți vecinii de aici, da, toți s-au speriat. Las că te dau eu pe mâna poliției că mă înjuri. Ia uite-l. Bă, ăsta care erai căutat pentru droguri, mai te droghezi sau nu te droghezi? Sau a fost un zvon? A fost un zvon că te droghezi? Este omul care s-a transformat în femeie. S-a transformat în femeie, băiatul. Tupeu, deci ei parchează aici, pentru ei nu există legea, nu există absolut nimic. Unde-i mortul? Ați luat mortul din capelă? Și că top 100, băi fraților, cum le-ați dat, mă, top 100? Cine le-ați dat? V-am dat pe mâna parchetului, stați liniștiți. Prestați servicii complete, funerare, mințiți. N-aveți niciun document oficial. Deci oamenii prestează servicii. Uite, ăsta n-are o prelată să pună pentru gunoi, poate să răspundească prin oraș. Deci oamenii se bazează pe o relație, probabil, nu știu, ăsta n-ai ce să-i cer la el, că o înjură pe asta, dar o face în toate felurile, bagaboantă, curvă, și apoi șterge mesajele. Da. Tot ceea ce spun ei este o vrăjeală, dragii mei. Este o vrăjeală. Firma prestează servicii ilegale, atenție, da? DSP-ul, DSVSA-ule. Ia vedeți că n-au mașină de transport mâncare. Ei prestează cu catering, cu mâncare. Păi da, la verișoara mea n-a dat, mă, mâncare, băi, derbedeilor ce sunteți. Ați avut voi acte să dați? Ați dat acte pentru catering, pentru astea? Faceți voi contracte? Cum mă luați voi banii de la casa de pensie? Aveți împuterniciri? Da? Haide, capela, haide, vorbim de capelă, că aveți capelă, fraților. Deci are capelă, domnii mei, are capela și mortul acolo. Uitați, are mortul acolo. Așteptați și dumneavoastră răspunsul de la DSP. Domne, mortul dispare. Ce poliție sunteți, fraților? Mortul dispare de mine. Deci, cum doriți dumneavoastră să intre acolo fără mandat? Cereți, fără mandat? Accesul acolo, a spus că care... este... A spus că este ce? Bucătăria dânsă acolo. Poți să fie bucătăria omului dacă acolo este capelă. Mhm. Da. Deci cum a intrat așa în locuință fără un mandat? Domnule, este firmă, totul aici e firmă. Dumneata nu vezi că e firmă? Ce mandat? Aici e firmă tot.
Da, s-a și pus culat. Cum ai stabilit dumneata? Asta văd eu că aici sunt. Asta vezi dumneata? Da. Păi înseamnă că este ilegală dacă e firmă, da? Bun. Ce faceți? Îi sancționați pentru toate mașinile astea? L-ați văzut că mă jignea de față cu dumneavoastră? Este și pe legea 61. Da, ai voie să mai fumezi în firmă conform legii 15? Nu, nu este permis. E și sancționabil? Deci ar fi 3 OG 195 odată, da. Legea 61, articolul 2.1, da? Da. Și următoarea, legea 15, 3 sancțiuni. Deci dumneavoastră spuneți că nu puteți să intrați ca polițiști, da? Dar de ce nu i-a cerut actele să vedem dacă are acte pentru a presta toate serviciile funerare, așa cum declară ei acolo? Deci, și dacă le funcționează camerele și dacă au dosar de evaluare de risc. Atenție, au camere domn cu zoom 200. Oamenii ăștia spun, domnule, ne filmează și când suntem în pielea goală suntem. Oamenii ăștia de aici, toți reclamă. Și oamenii, toți oamenii aceștia, a apărut și în presă. Hai să vă arăt zoom-ul. Să vă arăt dosarul de risc. Hai. Da, și atunci să vă arate dacă funcționează, că el spune că funcționează. Și să vă arate imaginele de el cu crucea. Încerca să vă calmați puțin. Care, domnule? Dumneata nu înțelegi. Am înțeles treaba asta. Noi domnule, acum s-o rezolvă. Vă te rog frumos, dai drumul la cameră. Da, a fost dat drumul la cameră. Nu, nu, dați drumul la cameră și să, precum că acum dumneavoastră spuneți că nu puteți să intrați decât cu mandat. Este inadmisibil așa ceva. Ei prestează servicii. Nu, acolo este firma, figurează firma. Atenție. Ia, și funcționează? Camerele funcționează? Funcționează? Mâine este văd cum ai pus tu de ieri crucea. Când ai pus tu crucea. Ia, 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 iese bătăușul. Agresivul. Păi dacă are, de ce nu funcționează? A spus că nu funcționează camerele. Ia uite-l, ia uite-l, a venit de la Baia Mare și el. Ruptă în cur, era la Baia Mare, ruptă în cur, a venit și el afaceri. Stai mă liniștit că tu nu faci pureși mulți aici, mă. Bă, tu nu faci mulți pureși aici, tu vei pleca, stai liniștit că pleci, că nu te lasă fata asta să o bați. Nu te lasă, să o înjuri. Păi dar e firmă cu program. Are program, are tot ce trebuie. Deci cine vă ține, mă, pe voi în brațe? Băi, DSP-ul, băi, căpățână. Umblu în zvon că ți-ai luat darul, nu știu acum dacă este. Umblu în zvon că ăștia ar avea o influență cu șefa pieței de prin Malul Roșu, vest, nu știu după unde, da? O să vedem, punem întrebări. Ia uite-o. Mami! Înjură-mă, mami, hai, că așa ești. Mhm. Ia uite-o. Bravo, mă, bravo, mă, te-ai căsătorit. Ăsta-i cu... Da. Bun, nu, nu, stați un pic. O să vină cei de la DSP în maxim 20 de minute. Deci dacă le funcționează camerele, da? Să vedeți ieri cum mi-a pus, că atenție, nu le funcționează. Camerele mi-a spus că nu funcționează. A, nu funcționează. Dar are dosar de evaluare. E sancționabil pe legea 333 și pe HG301. Vă spune de ce nu funcționează. Funcționează când vor ei. De unde? Ai constatat dumneata că funcționează sau nu funcționează? Ia zi, n-am mandat. Nu pot să mă... Este pe ce mi-a spus. Domnule ministru, tineri, ia uitați ce au învățat în școala de poliție. Tineri, eu n-am nimic cu dumneata. Dar oamenii ăștia parchează în fiecare zi. V-am spus că or să fie sancționat. Nu, poliția română este pentru mine o instituție vitală și pentru cetățeni. Ce văd cetățenii, că eu sunt formator de opinie, că sunteți, n-aveți putere asupra lor. Capela este închisă acum, deci vă demonstrează că n-are mandat. Ce o să facă? Ia, vedeți dumneavoastră un program? Nu este niciun e sancționabilă și asta? Este sancționabilă. Dar de ce nu le, dumneavoastră nu le constatați din prima oară, trebuie să vă zic eu? Oamenii ăștia, dacă mă amenință cu moartea, da, mereu mă amenință. Am făcut plângeri penale. La cine să... Deci dacă eu mor, da, o să fiți trași la răspundere, vă întreb. Nu. Eu mor, mă duc, mă plimbă ăștia cu mașina asta, care ei au mașini de, care nu doar de... Nu, de unde? Mă, îmi garantez dumneata? Nu vă garantez, dar nu. Deci cruce mi-a făcut, atenție. Poliția a filmat-o ieri. Cruce mi-a făcut. Dacă ei spun că nu funcționează, de ce le mai folosesc? Și nu le dă, de ce nu le dă jos? Zin și mie, mortul, nu vor să deschidă, ci că capela este... nu e a firmei. Ce anume? Deci clienții, să știți că ce mi se spune, că clienții nu mai intră pe aici, intră pe care laterală, omule? Unde-s buruienele alea acolo? Deci să intre pe lateral asta, pe partea asta acolo. Uitați, vecinii mă sună acum. Deci vecinii mă sună acum, ce-mi spun? Au mort în capelă. În 15-20 de minute o să vină domnul de la DSP.
care vor evalua situația. Domnule, aici este un act de corupție. Nu înțelegeți? Așa s-au bazat pe primarul Voloșeviș, da, care nu și-a făcut datoria. Oamenii în stradă, care eu i-adun după stradă de 7 ani, stau în ploaie. Și tot cu poliția română a rezolvat problema. Nu sunteți bătaie de joc la ăștia. Faptul că ei pun mașinile pe aici, uitați, pe linie continuă și toate, nu se întâmplă. O să fie sancționat. Domnule, în fiecare zi. Ei în fiecare zi fac chestia asta. Adică ar trebui... Vom trece pe aici și vor fi sancționați contravențional până când vor învăța. Nu cred. Nu cred. Domnule, ăștia de 4 ani de când stau eu pe ei, de 4 ani. Și mi-au demonstrat că au pile. Deci, au fost reținuți încătușați. I-ați văzut poza cu Mihăiță, ți-a făcut poză, Mihăiță. Înțeamnă că te iubește, ia uite. Băi, ăsta ruptă în fund, care a venit de la Baia Mare, da? Nu e jignire. Sancționați, dă în casă. Așa mă duc și eu la oricine în casă, bontăne strategic. Dar nu-i casa aici, mă, e firmă, mă. Și ce de unde știi tu, mă, că e firmă? Știu că te scrie aici firmă, mă. Și care e problema ta? Mă, ăsta care... Mă, te droghezi cumva? Și e treaba mea. Mă, te droghezi? Eu te căutam în Baia Mare cu drogurile și te-am găsit în Prahova? Nebunule, bai, n-o să-ți dăm. Bă, nebune, ia, ești nebun, bai, n-o să-ți dăm. Degeaba ne hărțuie. Dar de ce nu te-ai dus la poliție să spui chestia asta, minciunea asta? N-ai spus. Și? M-am dus. Bă, inducerea în eroare a organului de cercetare penală. O să vezi și o să pățești tu cu mine. Nu mai pune mâna pe ușă. Dar mai tare. Alo, firma, unde-i programul? De ce treabă ai tu, mă, programul? Bă, unde-i programul? Unde-i programul? Ia uite. De ce mi-ați făcut cruce? De ce mi-ați făcut cruce? Că merit. Iată, domne, că merit. Dar de ce mai suna și mai amenința cu moartea? Avem convorbirea telefonică. Ai răbdare, mă, ai răbdare. Ești tu, dați-te acasă. Domnul, vă rog frumos să-mi dați o sancțiune că ciocăn în geam. La o firmă. Nu vezi că nu-i societate aici, dacă ești. Dar ce este? Nu e societate. Ia uzi, domnule, că nu-i societate. Păi zice, voi ce sunteți, mă, derbedei? Ce sunteți voi? Exact, suntem excroci. Și tu ești la cinstit. Tu ești scroc? Tu unde muncești? Noi suntem puturoși. Dar cum dați voi mâncarea? Că voi nici pe mâncare, voi sunteți doar magazin și paradă, atât. Restul prestați, domnule, constatați personal că ei spun o reclamă minciunoasă, servicii funerare complete, prestează tanatopraxie, asta spune, este penală. Cine e ăsta? Ăsta nu știe meserie de nimic. El a venit din Baia Mare, într-o comună, este căsătorit cu doamna cu de curând, pentru că este mai mic cu vreo 20 de ani decât doamna. Ai mințit, mă, cu 50, lasă că e 50. Nu, 50 ceva, bă, eu cunosc pana de 13 ani, stai liniștit. Și eu că te cunoște. Păi mă cunoaște, mă. Schimbă, dracule, tricoul ăla, să-ți dau cu parfum. Dă-mi coace, hai, dă parfum, hai, ia. Acă tot îl duce mintea ea. Așa, parcum, mamă, să mor Cipilan dacă nu așa. Cipilan, bravo. Ce bine miroș am. Bă, nu-mi dam băi, 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 bă, dă șterptule, mă. Fii atent, dacă nu zău, dacă nu. Ne facem de rușine. Tu. Și eu și tu. Eu nu mă fac de rușine. Și mai am tic și râde noi, că n-ar ce ține. Lasă-mă să râdă-te. L-ai pus pe Mihăiță acolo poză, mă. Te-ai îndrăgostit de poliția română. Uite-mă, uite-mă. Bă, tu nu să-i păcălești, iată că nu să-i păcălești. Și organele tu le înduci în eroare pentru simplu fapt. Puteau să facă și ei ceva? Tu util? Poți să... Nu stai lângă cine, util. Că tu ești un timp plecat. Util, ia uite, util. Ce ați făcut mai? Ați luat mortul din capelă? De-i treaba nu. L-ați dus? Păi de ce îl țineți, mă, în capelă? Ia uite. Ia, omule, hai că avem treabă noi. Hai. Înjură-mă, mami. O înjură, o face bagaboantă, o face curvă, o face în toate felurile pe femeia asta. Aută. A venit. Așa. Ne merităm soarta, omule. Ăștia prestează servicii ilegale, atenție. Servicii. Mare reclamă, ilegal? Da, mă, ilegal, da. Ilegal. Să fie sănătos, ce să spun. Și la pungă groși, muncesc ei. Deci faptul că ei ocupaseră domeniul public, gata, s-a luat de aici. Faptul că haideți să constata și dumneavoastră, să vedeți cum, și pe unde intră. Iată, l-ai sansura și ea cu el. Uite, cu asta care și mâncare? A, terminați, mă, cu DSP-ul. Ei a spus clar să plece și gata. DSP-ul o să o și o ia în goarnă. Pentru că ei sunt învățați, zice, nu înțelegeți. Deci pleacă de la firmă și le dă cu flip. Vă va da. Deci atunci, pe aici intră, prin curtea asta. Ia uitați-vă, toate mașinile astea sunt ale lor. De aici până acolo, inclusiv gunoi. Ia-l lor. De ce? Că își permit și cu poliția și cu poliția locală. Poliția locală nu sunt nicio formă, nu. Eu trebuie să sunăm pe poliția locală. Să-i vedeți că ei nu vin. Disciplina în construcții? Nu. Comerțul, serviciu comercial? Nu. Le-am dat adrese, tot înscris? Nu. Asta este, pentru mine, este ca o țară a mafioților. Asta o consider. Dacă autoritățile nu iau măsuri.
Voloșevici. Pa, a venit Politaiu. Poliția locală Ploiești. Să transformă, aveți grijă că femeia asta se transformă în bărbat. La poliția locală Ploiești. În conformitate cu legislația în vigoare, acest apel este înregistrat. Să vedeți că ce pățiți. Vă dă cu flit, ei pleacă și gata. Mortul în capelă. Ei trebuie să-l ducă. Casa funerară? Nu, domnule, casa funerară, e tot vechea firmă. Bună ziua, Dumitru Elena. Bună ziua, numele meu este Jean Harry Florin. Spuneți, vă rog. Am nevoie de la serviciu comercial și de la disciplina în construcții pe strada Buna Vestire, numărul 32. Este o firmă care prestează servicii complete, ceea ce este eronat, ocuparea domeniului public și cei de la rutieră. Deci avem nevoie de la serviciu comercial, disciplina în construcții și de la rutieră. La această firmă. Despre ce este vorba? Păi, v-am explicat. Ocuparea domeniului public în trei părți. Prestează servicii ilegale referitor la codul Caen și a doua problemă, au o capelă ilegală cu decedat în ea. Eu am dat și înscris la poliția locală. Am fost și ieri la dumneavoastră și am fost îmbrâncit de polițiștul care nu m-a lăsat să depun plângerea prin înregistrare. O să vă fac legătura la domeniul public, la disciplina construcției. Doamnă, dumneavoastră sunteți dispecerat, nu trebuie să-mi faceți, că dacă îmi faceți legătura, nu răspund. Să vă explice în legătură cu capela, pentru că ei știu mai multe, au făcut o solicitare către DSP pentru a stabili cu autorizația, nu noi. N-au, doamnă, niciun autorizație. Uitați pe unde intră, uitați-i, domnule, pe unde intră, uite, pe acolo intră oamenii, uitați oamenii care au... Da, doamnă, haideți, faceți-mi legătura. Așteptați, vă rog. Aștept că nu o să-mi răspundă nimeni. Deci ați văzut aparținătorii decedatului. Uitați, intră pe poarta asta și se duc la capelă. Cu dumneavoastră aici, despre ce vorbim. Asta e mafia în România. DSP-ul să vină și n-ați înțeles, nici DSP-ul nu va face nimic pentru că de 3 ani de zile se reclamă chestia asta. Alo. Bună ziua, numele meu este Jean Harry Florin. În cazul care mai aveți... M-auziți? Am nevoie de sprijinul poliției locale, de la serviciu comercial, de la disciplina în construcție și de la rutieră, la strada Buna Vestire, numărul 32. Deci trebuie să mă deplasesc, că mă atacă ăștia aici. Doamnă, ați înțeles? Am înțeles, o să transmit șefilor mei. Am trimis și, da? Am trimis și solicitare în scris. Ați trimis solicitare în scris? Da. Te-au anunțat șefii. Bine, anunțați-l. Este o firmă care prestează servicii ilegale complete, inclusiv o capelă ilegală. Doamne, are capelă, are decedatul înăuntru aici. Despre ce vorbim? O să transmit șefilor mei. Da, trimiteți-l lui Albu. Am sunat și la DSP? Am sunat peste tot, v-am dat și înscris la DSP. Doamne, ce sunteți? Instituția asta, poliția locală Ploiești, sunteți corupți cumva cu toții? Atât vă întreb. Sunt... Anunță, bă, Albule, du-te acasă. Deci dumneavoastră nici măcar nu le-ați făcut ca să aveți și tocul de procese verbale. Le-ați luat dreptul din OG2. Normal. Ați venit, ați văzut, ați plecat. OG2 nu spune așa ceva. Ați constatat, trebuia sancționați. Da. Da, domnule, da. Asta e România în care ne învârtim. V-ați făcut datoria. Jur să apăr și să țărea și toate chestiile astea. Și jurămintele nu și-au rostul. O să mă duc la DSP. Este o directoare nouă la DSP. Nu o să stea mult femeia, pentru că nu știe în ce are mormântare firma respectivă. Nu o să știe în ce s-a băgat directoarea de la DSP. Nu știe. Aolo, miroase, are parfum cu esență de găinaț. Vai de capul tău ăsta, care ești de la... Ai venit sărac, lipit și te dai tu bogat aici, în Prahova. În Baia Mare nu puteai să mai faci manevre. Deci am ajuns la DSP iară, unde se încearcă iară mușamalizarea. Eu insist. Ia să vedem. E directoare nouă aici. Domnul Căpățână? Cred că da. Sunteți lucrați aici la DSP? Da.
Amor, să vă duceți la Ana Mureșan cumva? Bună ziua. Acolo mergeți? Da. Fii atent, vezi că acum aparținătorii intră prin curte și acea capelă, voi știți de ea. Da, sigur că da. Și de ce treabă funcționează? Pentru că noi am interzis funcționarea acelea până la autorizare, a fost sancționată cu 25.000 de lei amendă ultima dată. A fost interzisă funcționarea. Mai mult de atât, legislația nu ne permite închiderea, suspendare, nu, suspendarea activității. Suspendarea activității. Capela aceea este în spațiul sorei doamnei respective. Păi da, dar e voie o capelă societate. Dacă n-are 25 de metri? Nu. Și uite, are de ce dat acolo, în situația acum asta. Acum mergem să constatăm cele sesizate de dumneavoastră, că vă mulțumim, că spiritul dumneavoastră civic e nu e supărat pe mine. Doamne ferește, nu am eu voie. Sunt supărat pe instituție, nu pe voi. Da. De ce să fiți părași pe instituție? Cine e domnul Căpățână? Dânsul? Nu, nu. Am înțeles. Transmite de în partea mea că sunt niște mesaje și bârfe că omul i-ar supraveghea pe oameni așa și că îi ține în braț. Eu nu cred. Domnul Geană, eu nu cred. Eu nu cred, dar... Nu, eu nu cred. Vorba poporului. Da, dar firma este autorizată doar pe magazin și transport paradă. Atât. Acum mergem acolo. Nu, n-ai înțeles. Firma atâta e autorizată. Da, dar să te uiți în stânga să vezi că scrie presări, servicii complete. Face și tanatopraxie și mâncare. Deci la verișoara mea a făcut și mâncare. Adică au dus pachete mâncare. Le-a luat bani. Ba da, am sesizat, cum să nu. Dar au fost și încătușați. În ziua aia au fost încătușați de poliție. Aveți grijă să nu vă facă poze și vouă, pentru că la aia... Geană, la cum ne filmați dumneavoastră, poate să ne facă și dumneavoastră poze. Nu, n-ai înțeles. Noi mergem să ne facem face seria. Poze și le pune pe birou acum, că ei când au fost încătușați și au făcut poze cu poliția când erau încătușați. Când ați intrat la ei în birou acolo, să vedeți că au poze cu ei când erau încătușați. Am înțeles. Noi așteptăm mașina să ne transporte. Mă bucur că am găsit oamenii. Auzi, de ce n-ai mai vrut să fii șef aici? Că aveai capacitatea asta. Doamne, de la București nu știe nimica săraca. Era așa, nu știa atât de... Adică nu vorbesc că n-are capacitate. Nu cunoaște terenul de aici. Să discutăm decât speța nu, la care mergem. Deci nu cunoaște terenul, adică... Deci merge, ea merge pe două firme, domnul meu. Merge pe două firme, știați? Doamna la care mergem da, acum. Da, are pe două firme. Deci are două firme. Un singur angajat, vreau să anunțați și ITM, un singur angajat, cum face a transportul mortuar. Pentru că eu acum primesc prin cască de la vecini. Atenție, eu vorbesc cu vecini acum. Deci merge pe două firme. Capela aia, cum spuneți, ziceți că este a sorii. Este în spațiul deținut de soră. Spațiul deținut de soră? Nu există așa ceva. Să verificați, să vedeți dacă e așa. Da, domnul vecin. Acum sunt cu domnii de la DSP. Hai, Sandu. Auzi, băi, dar nu. Nu. Deci, una e în 2023, atunci când am făcut eu plângerea și nu are nimic, nici nu poate să fie autorizat aia, sub nicio formă. Ne găsim acolo. Vin și eu după voi imediat. DSP Prahova 37 e o instituție care pur și simplu ne apără, dar nu ne apără. Instituție publică numită Direcția de Sănătate Publică, unde pur și simplu sunt atâți agenți economici care funcționează în mod ilegal, dar oamenii ăștia se facă... nu văd, dar sancționează DSP, sancționează alți agenți economici care funcționează într-un mod civilizat și să duc ei, domnule, am venit să te amendez. De ce? Păi așa vreau eu, adică alte firme sunt sancționate sau verificate, de exemplu cazul ITM. ITM-ule, ai verificat o firmă de 3 ori anul ăsta, în timp de 6 luni de zile și ai luat-o în barbă, omul. Firma respectivă este ok. Dar asta, Ana Mureșan, de ce nu e? Are un singur angajat și restul la negru. Ce facem cu ăștia? Hai să vedem. Ia să vedem noi acum ce face domnul de la DSP, că am stat de vorbă cu el. Îl cunosc, este un om profesionist. N-a vrut, a fost și el șef un pic. Și se simțea mișcare, repede. N-a vrut omul să mai stea. Nu știu, nu l-am înțeles de ce. Un om cu o capacitate extraordinară. De-aia zic, uneori nu votez partidul, votez omul. E, omul ăsta avea o capacitate extraordinară. N-a vrut să mai fie el șef. Cât a fost el șef și transparent. E, eu resurgez, poate că doamna de la București nu o să stea, nu că nu știe că nu e competentă,
nu știe treburile pe aici. Eh, volo. Taram, tam, tam, taram, tam, tam, tam. Gata. Hai, pa. Ia uite, tată, a venit Ioniță. Ia uite, tată. Ce vrem? Mă, nu mai punem mâna pe ușă. Ce vrem? Bă, nu mai punem mâna pe ușă. Ce vrem? Marș de aici, mă. Fugi. Marș, mă. Fugi. Marș, mă. Bă. Bă, unde sunt băieții? Mă, n-auzi, mă. Mă, te duci tu la poliție. Te duci tu la poliție. Ce faci? Bă, băiatule, ieși de aici. Ce marș, mă, de aici. Ce faci? Marș, mă, gunoi. Fugi, marș, mă, bă, idiotă. Marș, dă-te, dracu de gună. Mă, nu da la mine, marș. Puc, ieșatule. Bă, Ioniță, mi-a făcut și cruce, Ioniță. Firmă cu un singur angajat. Firmă cu un singur angajat. Are și cruce, mi-a făcut cruce cu numele meu. Ioniță, are cruce cu numele meu acolo. Eu ce tupeu are? Eu te derbedeu. Sare la bătaie, derbedeu. De ce? Pentru că tolerează. Ia veni și DSP-ul. Ioniță se numește, m-am uitat să zic. Mi-am adus aminte de el. Da, mă, un om super, omul ăsta. Da, e aici, omul ăsta, nu-i scapă. Nu-i scapă, stai liniștit, că îi pot covește Ioniță, de nu-i scapă. Omule, știu firme, da, i-a dat lui 1,40 de mii de lei amendă. Înțelegi? Ei, la ăștia nu. Bă, 40 de mii de lei amendă, ăștia au două firme, atenție. Deci două firme, fii atent. Hai că să spun acum, deci una este, deci ăștia de la, de la ITM, una este Mureșan Ana Pompe și alta este II Mureșan Ana, care n-are niciun fel de autorizație, nu mai știu pe care dintre ele n-are. Pe Mureșan Ana Pompe mi se pare că nu are. Iar pe aia, la alta nu are pentru toate serviciile. Ia uite ce tupeu, s-a ieșit el cu crucea aia cu numele meu să dea mine. Da, mă, tupeistul de la Baia Mare. Scuipă, înjură, n-are nicio treabă, mă. Ia uite, prezinte ea actele. Un singur angajat la toate firmele. Ia uite-l, ia uite-l, cu tupeul la el. Ia uite-l, ia uite-l. Ce vrem? O să te dau eu pe mâna parchetului. Ai răbdare, că te dau eu pe mâna parchetului, viteazule. Nu-ți funcționează camerele, eh? Da, sare la bătaie, mă. Sare la bătaie. Ia uite, vitează. Bă, nu-i destul, bă, că... Da. Ia uzi. Ia, ăsta iese ca să stropească. Ăsta iese ca să stropească, fii atent. Fii atent. Bă, dacă nu te dai pe mâna parchetului... Marș să-i zici lumătașul lui tactul. Bă, gunoi, marș. Bă, gunoi, marș. Gunoi, gunoi, la cum te comporți. Marș! O să vezi tu poliția. Ia uite-le ce agresiv e. Ia uite-le ce agresiv e, tată. Hai, te-ai dat peste Ioniță. O să te coste chestiile astea. Marș! Cu țuică. Marș! Cu țuică dai, Ioniță. Marș, mă, gunoi, afară. Marș, dă cu țuică. Deci dă cu țuică. Marș, dai seama. Marșa cu asta! Băi! Da, da, cu țuică! Hai, mă, răbdare, mă! Închide că sună la 112. Și e asta, mă? Bună ziua, fiți drăguț, am nevoie de un echipaj de poliție pe strada Buna Vestire, numărul 32. Sunt atacat de către un individ de față și în cu ce... De... Strada Buna Vestire, Ploiești, Prahova. Da, cine v-a atacat? Păi, doamnă, sunt atacat de un om, nu știu dacă este angajatul firmei, sunt cu DSP-ul aici și omul mă atacă. Pur și ce simplu. Vă face mai exact? Păi mă agresează, doamnă, mă agresează. Cum vă numiți? Geana Hare Florin, aruncă cu țuică pe mine.
Aruncă cu tot. Aveți nevoie de îngrijiri medicale? Nu, nu, mi-a făcut și cruce, doamnă, mi-a scris numele meu pe cruce. Deci vă dați seama, oamenii sunt... Ești până la vestire 32, da? 32, da. O cunoașteți pe această persoană? Da, doamnă, îi cunoaștem, da. Pentru faptul că eu aduc la cunoștință instituțiilor satului că firma este ilegală, ei acum mă atacă. Alo, sănătate, am nevoie de un echipaj de poliție, Gian Hari Florin mă numesc, pe strada Buna Vestire numărul 32. Sunt atacat de către un domn care este, cred că este soțul doamnei care e de la firma respectivă, atacat violent, agresiv, m-a aruncat cu țuică pe mine, sunt cu domnii de la DSP Prahova aici și oamenii pur și simplu... Ce a aruncat pe dumneavoastră? Poftim? Cu ce a aruncat pe dumneavoastră? Și cu țuică, domnule, cu țuică și plus de asta. Și aruncă și... Eu trebuie să mă îndepărtez că mă lovesc așa. Mi-a făcut cruce, domnule. Deci mi-a pus numele meu pe cruce în fața aici la firmă. Despre ce vorbim? Mă amenință cu moartea mereu cu telefoane. Adică după ce mor să ia măsuri împotriva acestor oameni. Cum se numește firma? Firma se numește acum și-au dat casa funerară Ana. Dar este I.I. funerarul Ana Mureșan. Cam așa ceva. Haideți că vine poliția. Bine, mulțumesc. Bă, tu o să fii dat pe mâna parchetului, tată. Pentru gesturile tale. Hai, Anu, să vedem cum te scoți. Ce tupeu pe ei? Deci femeia asta nu știu ce sancțiuni ia, cum nu ia, că nu îi convine, nu știu. Ce afaceri face, cum face afaceri? Păi de ce nu vă duceți mă la poliție dacă ați făcut și TikTok? Că pretinse că vă cere sume. E, uite, de ce nu vă duceți la poliție? Ana are cătușe, a avut cătușe. Mm-hmm. Vezi că pe Ioniță nu poți să-l păcălești. E, pe ăsta nu poți să-l păcălești. N-ai cum. Nu poți să treci de el. Eu te aruncați voi. Păi normal că voi puneți țuică la bidoane. De unde aveți voi țuică? De SVS-aule. Ce faci de SVS-aule? Ți-am dat informațiile și ție. E ce tupeu pe ei. Deci asta se întâmplă, dragii mei, în România, când reclame o firmă, da? Prestează servicii ilegale. Oamenii nu... Deci au făcut imediat o altă firmă, au capelă. Dragii mei, dragii vecini, de 3 ani de zile reclamați voi, da? Dacă există mafie aici, nu. No. Dacă îi ține cineva, ia uite, sancțiuni la greu. Deci firma trebuia suspendată, de mult. Adică dacă la alte firme se văd coșugele din geam, automat îi amendează. Dacă sunt mașinile parcate pe trotuar, îi cotonogește. Păi ei nu. Păi ei nu. Deci nu se poate așa ceva. Uite. Păi ai dat cu parfum. Uite unde are. Are capela, ia uite. Băiatul, ești din... Ia vină un pic. Uite, e privechi. Uite, e privechi. Privechi, tată. Despre ce vorbim? Bravo, 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 bravo. Vezi că decedatul ți-l ții într-un mod ilegal în capelă. Ai răbdare. Ia uite-le, aveți răbdare că vine poliția acum. Ai răbdare că vine poliția. Ești afară, gunoi, ce ești? Tu rasa mătii de gunoi, ce ești? Ce morți mătii caut? Ce faci, bă, băi, criminalul? Băi, criminalule, mă, vine poliția acum. O să vină poliția. Ce, bă, filmezi? Ce faci? Ce scrie acolo? Ce scrie? Ce scrie? Ce scrie? Ce numele acolo? Păi nu știu, te-am filmat aici. Hai mă răbdare, mă, că aveți. 32 pe partare? Ce? 32 pe partare? Eu uite ca mafioții vin. Nu, zic, 32 de pe partare. Așa, știți, mă dai în judecată. Păi da, dar e normal să... Bă, mă dai în judecată. Bă, mă dai în judecată. Ai treabă cu dânsii? Bă, mă dai în judecată. Ai treabă cu dânsii? N-au să, omule. Băi, omule, mă dai în judecată. Mă dai în judecată. Ai treabă cu dânsii? Hai, mă, vezi treabă. Poftim? Ai treabă cu dânsii? Ce faci, mă, și tu ești pe aici? Eu te-am văzut pe la firmă. Păi n-auzi, mă, că a aruncat cu țuică mine, bă, băiatule, mă. A aruncat cu țuică mine, mă. Uite-l ce înseamnă, și-a chemat gașca. Uite DSP, domnul de la DSP. Numai bine.
Păi a aruncat RBD-ul cu țuică, mă. Ia uite. Uite, aruncă cu pietre, cu lemne. Băi, creștinilor, băi. Nu vă funcționează camerele. Ionită, sunt oamenii la priveghi în spate, sunt oameni acolo la priveghi și aruncă cu pietre. Mai răbdare că am sunat poliția. Ce-i asta, fraților? Deci dacă reclam la poliție sau la instituții, te atacă cu băta, cu pietre. Păi ce sunteți, mă, voi, mafioți? Cine vă ține, mă, pe voi în brațe? A venit Ionită. Aveți ce vă taxează, Ionită. Nu o să scăpați. Omul ăsta rezolvă. Băi, criminalule, bă, ordinarule, care dai cu bățul și cu pietre. Ai tupeu? Păi să pun parchetul pe tine. Ai venit tu din Baia Mare să agresezi? Ești un criminal, un derbedeu. Asta ești. Un derbedeu. Stai că am sunat poliția, 112. Să vedem ce o să spui. Așa arată un derbedeu care sare cu la bătaie. A venit din Baia Mare? S-au terminat drogurile pe acolo, mă? Bă, te înțeleg. Dacă te droghezi, du-te, tată, la un centru din ăsta dacă te droghezi. Eu te întreb dacă te droghezi, dar la atitudinea care o ai, ia uite-l. A, răbdare, mă, ce-o să dai tu socoteală? Deci la 112 poți să sun că durează foarte mult. Într-alte țări apar din 10 locuri. Polițiști, la noi nu există, e deficit de personal la noi. Păi, nene, ai murit, da. Ai murit, așa. Ia uite, haide. A, răbdare, Ana. O să stau pe voi toată viața, până vă reglementați. Vă dau eu în judecată, dacă nu vă tăresc eu în judecată pe voi. Dar eu vă aștept să faceți voi plângeri penale. Sau ce vreți voi, să mințiți? Mințiți pe TikTok-ul ăla? Deci prezentați că sunteți mafioți. Asta sunteți. Așa, așa văd, la comportamentul care îl aveți. Ia! Am jurat-o derbedeu ăsta, e un derbedeu, da? Pentru că dacă ar fi unul care s-a și căsătorit cu femeia asta, nu o înjura și o făcea furvă, dă-i banii, deci o face în toate felurile. Iar o să bag imaginile. Angajați? Nu are decât un angajat pe firmă, unul pe firmă. Așa scrie în ceea ce a declarat și au făcut o altă firmă după ce am reclamat o altă firmă. Firma asta este reclamată de ani de zile. De ce nu se întâmplă nimic? Pentru că îi protejează cineva. Acum zvonurile ar fi că domnul Căpățână. Nu știu dacă omul ăsta face așa ceva. Am încercat să iau punctul de vedere și nu fuge, nu îl găsim. Deci ăștia aruncă și cu țuică, și cu apă, și cu de toate, cu pietre. Dacă atât te duce mintea cu coană să faci semnele astea, dacă atât te duce mintea, atât te duce mintea. Stai, mă, s-o și vedem la față cine este femeia asta. Să și vedem la față cine-i femeia asta. Da. Aveți răbdare. De ce? De ce dați cu pietre? Ieri m-a filmat fără acordul meu. Nu-i nicio problemă. Mai e o problemă. De ce dați cu pietre? Cine a dat cu pietre? Aveți răbdare că vine poliția acum. Dacă vine, lasă vine că chiar vreau să vorbesc. Nicio problemă. Cine ești tu de faci scandal aici? Aveți mort acolo. Așa și? Să dați-mă să mor și tu, să vezi cum e. Nu te creștină. Eu te creștină. Ar trebui să le cereți minorule. Vezi de treabă, minorule. Cum? Cereți-le bani înapoi, cereți-le bani înapoi că v-au păcălit, v-au luat banii. Firma nu e autorizată. E treaba lui. Doamne. Suntem, vă rugăm frumos. Băi, tinere, oprește-te. Uite, a aruncat cu țuică pe mine. M-au agresat. Eu nu știu ce probleme. Dumneata a aruncat cu pietre. Cine? Un pic, aveți răbdare. Ai sictir? Ești sigur? Aha. De ce s-a băgat înăuntru acolo? Ce creștini sunteți, mă, voi? Ce creștini sunteți, mă, voi, dar aruncați? De ce v-am spus așa? Firma v-a păcălit. V-a luat banii ilegal. Du-te și te judecă cu ei acolo. Nu dă judecat. Am adus autoritățile, poliția și toate astea. Firma este ilegală. Atenție. Firma este ilegală, v-a păcălit. Să vă da, cereți-le banii înapoi. Cereți-le, nu, atenție, am treabă cu ei, nu cu voi. Cereți-le banii înapoi, că ei trebuie să vă dea obligatoriu. Să vă dea banii înapoi. Nu vă protejează. De ce nu înțelegeți, oameni buni?
poliție și vorbește. Am chemat toate instituțiile, dar de ce voi? Dar de ce face doamna face semne obscene? Doamna, de ce face semne obscene? Pentru că eu beam o cafea. Dumneata ai voie să mă filmezi? Da, da, da. Am. O să te dau pe mâna poliției să sancționez. Nu e proprietate privată. Nu este proprietate privată. Nu aveai voie să mă filmezi pe mine. Creștino, Creștino, nu e proprietate privată, este utilitate publică, e o firmă. Respectă durerea unui om. Creștino, ți-am adus la cunoștință că firma este ilegală. Noi aveți răbdare. Noi nu am știut. O să vă identifice poliția noi să vă sancționeze. Păi n-a știut. Măcar... Dar și aseară într-una. Potolește-te că avem o suferință. Aveți mort acolo? Dumneata e creștin? Da, ce ai mort acolo? Dumneata ești creștin? Doamne, nu sunt, eu sunt ateu. Sunt ateu. Ei, atunci vezi, este ateu, dumneata. Uite, arunca cu țuică, creștinul. Nu ne mai ui. Doamne, eu vă apăr drepturile, atenție. Eu vă apăr drepturile. Ăștia ca tine suntem sătui cât ne apără drepturile. Creștine, ia uite creștine. Ia uite creștine. De unde știi? De unde știi? Fă dumneata semne, fă-ți o semne obscene. Bravo, bravo creștina. Bravo creștinul. Uite, să-ți dea bani înapoi. Nu e nicio problemă, că vă identifică. Vă identifică poliția. Voi, o să vă cheme la parchet, atenție. Nu știi că femeia asta tânără e gravidă și câte emoții ai, dar de ce faci? Că spar capul acum, să știi. Uite așa mâine. Foarte bine. Eu mă apăr. Îți dai seama? Din clipa când ai dai seama? Eu sunt femeie și nu am în lege. Dacă faci chestia, dai, am, și nu ești creștină? Ba da, sunt creștină. Știi că e gravidă și dai emoții, nu ți-e rușit. Păi și atunci ieși de aici, mă. Ia uite-te, ia uite-te, ia uite-te creștină. Ce creștină? Ai răbdare creștinul că să fii sancționată. S-au săturat vecinii de aici. Există o capelă mortoară ilegală. Vezi, dacă vrei să bei țuică, vii la ăștia că aruncă cu bidonul. Auzi, domnul de la DSP. Băi, fraților, băi, ăștia creștinilor. O să dau la poliție să vă identifice și pe voi. Să-ți dea cu coană și ție amendă. Faptul că înjurați. Deci la poliție, dacă sunt la 112, iată intervenția poliției. Cât de rapidă este. E deschis. Puneți aici, ca să nu... Dar vedeți că firma nu e autorizată pe toate serviciile. Nu-i decât doar pe magazin și transport paradă. Restul e vrăjeală. Ia, a venit clientul. Ia a venit clientul lui Ana. I-a făcut un tablou și lui. Face și tabloa aia. Cât costă un tablou din asta? Sau cât v-a luat? A plătit până să se întâmple necazul. Așa? A plătit... Și cât v-a luat? Nu știu cât a plătit nepoata, să nu știu precis că... Dar acum... ei fac așa ceva? Păi da, ne-a făcut că am mormântat după soția și... V-a dat acte atunci când am mormântat? Toate actele, da? Și îmbălsămarea cine a făcut-o? Tot. Ei au făcut îmbălsămare, ei au făcut tot. Păi are autorizație de asta. Am înțeles. Și la capela aici a ținut-o? Da, la capela aici? Tot a făcut. Unde e capela? Eu nu știu, domnule, că nu știu. Păi n-ai fost la mormântare, domnule? Păi nu, dar eu nu știu de unde a adus-o, de unde a făcut asta. Nu, dar unde a ținut-o la capelă? Aici? De capela lor și normal. Și unde are capela? Nu a ținut-o acasă. Și unde are capela? Aici? Păi aici, și mai are și în altă parte. Iauzi! Da, dar știați că nu sunt autorizați? Eu știu că dacă stau în cartierul ăsta, nu s-a întâmplat niciodată. Dar nu sunt autorizați pe ceea ce spui dumneata. Nu se poate. Uite că se poate în România. Ia uite cine e înăuntru acolo. Ia uite, e cel mai tare om de la DSP. Uite-l. Cel mai tare angajat al DSP-ului. Domnul meu a sărit la bătaie, cu o bătă cu pietre, a aruncat cu o țuică pe mine. Asta e... Uite, o individul care stătează, mirosa țuică, domnule. Uite, de față, atenție, cei de la DSP sunt înăuntru, au fost martori. Domnul, este că ați filmat tot ce s-a întâmplat. Domnul, e filmat, dar camerele lor au dosar de... Domnul, este filmat. Domnule, este filmat, eu o să dau la... Dar... Și noi drumul la cameră acum, că ajuns deci, dumneavoastră. Uitați, cei de la DSP sunt înăuntru, da? Okay, prin curte, că e spațiu public, atenție. Okay. Sunt oamenii care de la mormântare, care... Haideți să vă arăt, să vedeți că și doamna se legitimați. Uite, omul, cu o bară, a sărit cu o bară să mă bată, m-a stropit cu țuică. Păi, ca să... Okay. Așteptați puțin afară să vorbim și cu dânsii, vă rog. Are mortul în capelă, domnul ei.
Uite DSP-ul aici. Viteazul. Aveți răbdare că a venit poliția, o să vă legitimeze și pe voi. Deci suntem în țara mafioților, riști să mori. Atenție, riști să mori. Poliția, deficitul de poliție, aici este problema. Deci o capelă ilegală, dragii mei. Îți desfășoară activitățile ilegale de ani de zile. Nu le face nimeni nimic. Uite, DSP-ul ăsta... DSP-ul nu și-a făcut datoria niciodată asupra acestei femei. I-a dat amenzi doar și măsuri nimic. Ia-o totată, ce să complace mami. Să complace mami. Uite, uite, cruce cu numele meu. Uite, uite, ia, hai. Hai. Uite, 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 ia, uite. Dragii mei, mami. Ia-o-te, umblă. Ciocli. Ciocli. Deci, dragi polițiști, m-a sunat acum și mi s-a spus așa, că firma, ia să vedem dacă, firma de la, firma de deblocări și ridicări, da, da, a sunat proprietara și a mai sunat și pe altcineva din greșeală, l-a sunat pe fostul soț. Acum am vorbit cu fostul soț. Și mi-a zis așa, bă, m-a sunat și pe mine și mi-a zis, vezi că vin să-ți iau mașinile, ia-ți mașinile de acolo, ăștia de la ridicări, vă dați seama ce au făcut oamenii ăștia. Da. Deci au dat telefon la firma asta, ca să-și ridice, să plece cu mașinile repede, și că vedeți că vin să vă ridic mașinile, luați-vă mașinile de acolo, ca să nu mai găsesc mașinile. Vă dați seama ce mafie trăim, firma care ridică mașinile. Eu vă asigur că nimeni nu o să poată să mute nicio mașină de aici, atât timp eu sunt aici. Una a mutat-o, aia a mutat-o, a luat-o. Eu sunt aici de față și niciun lucru nu pot să mutat de acolo. Fane, și dacă vor reuși să mute, Fane, dacă te-a sunat, dacă te-a sunat firma pe tine, da? Crezând că sună pe Ana, o să cerceteze poliția și acest aspect. Are prieten la Voloșevici. Firma a sunat proprietare să-și ridice mașinile. Deci de la angajații, de la ridicări, i-a sunat pe cei de la firmă să-și ridice mașinile. Angajații de la SGU. Ați făcut mare greșeală, ați fost înregistrați. Relație, autolei, proprietarul la 32-a? Da, 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 mă, da, te știu că ești, da, atâta mușchi la tine. Da, te știu, da, mă, da, te știu, da, proprietar la casa asta, uite, firmezi casa asta, da. Nu știu, te trebuie să cumperi, dacă vrei, nu? Hai, mă, termin cum. Păi de ce să fie de vânzare, mă? Pe ce vrei să-mi ia casa, fug de la ăștia de aici? Nu știu, da. Lasă, mai răbdare, te văd de cine ești tu. Hai, răbdare. A intrat într-un joc murdar al lor. Da. Vitejia asta o să vă iasă pe nas. Știi, știi. Ai mă răbdare, măi. Ai răbdare. Vezi că asta sunt amenințări care mi le-a dat. Da, amenințări. Vezi, ești îndreptățit să faci plângeri. Da. Dacă tu habar n-ai ce înseamnă amenințare. Ai grijă, ai grijă. Da, da, da. Ia auză-l. Educația dată. Nu mai ieșea mortul. Dragă polițistă. Verificarea bisericilor, da? Poate bisericile care au fost decedați, da? Vedeți că există o foaie limitată de înmormântare, de înhumare. Apoi luați circuitul unde a fost decedatul ținut. Ăsta, omul ăsta, o să-l vedeți câte nereguli face. De ce nu le-ați depistat, da? O să vedeți. Vedeți că a sunat firma de ridicări, a sunat firma în loc să sune pe ăștia, i-a sunat pe aia alții. Veniți și luați-vă mașinile, că să venim noi ca să nu le ridicăm. Luați-l vă repede. Deci SGU a sunat firma, atenție. Deci ce mafie e aici? Veniți și vă luați mașina, noi întârziem să ridicăm. Avem convorbirea telefonică. Să-l vedeți un angajat când sună, firma sună, Ana, da, suntem de la ridicări, luați-vă repede mașinile, că noi să venim să le ridicăm. E normal ce face angajatul?
Nu este normal. O să vedeți că, o să vedeți că cercetați și o să rezulte ce face firma SGU. De-aia se întârzie ridicarea. Și vă spun de ce. Are că relații, băiatul. A venit din Baia Mare. Uitați, ei sunt înnebuniți, sunt turbați, au decedat un casă, domnule. E acum, i-ați văzut la colț acolo, oamenii vor mortul. Și-a bătut jos de ei. Deci au ăștia malpraxis. Știați că trebuie să aibă malpraxis oamenii ăștia? Un fond de garantare? N-au nimic. Mortul este în casă. El acum instigă pe ăștia. Ăsta instigă pe toți să sară la bătaie, să mă agreseze, să-mi facă cruce. Auzați-i, să comportă. Ia uite. Da, câți angajați are? Iată, dați drumul la mormântare. Deci, deci atenție, angajați ilegal la negru. Ia uite, la negru. La negru, uite, el că e patronul el. Asta a venit ruptă în cur, a venit în Prahova. Ruptă în cur a venit. Da. Da, pot să vorbesc, a venit ruptă în cur. A dreptul, da. A dreptul. Are angajați tinerilor. ITM-ul a sancționat firmele în dragi, pentru că n-aveau angajații cu carte de muncă. Păi de ce e mort aici? Știu eu unde e. Păi ce treabă avem noi cu ei? Întrebați-o pe doamna. Doamna e. Uitați cum își bat ei joc de aparținătorii decedatului. Oamenii ăștia nu mai știu ce să facă. Le-au luat banii. Bă, dați-le banii înapoi. Dumneata, ești din partea decedatului? Eu sunt prieten, am venit din Anglia, frate. Cu decedatul, da? Da. Domnule, în Anglia s-a întâmplat așa ceva, decedatul este aici. Da, e în casă. N-ai înțeles, n-ai înțeles. Oamenii ăștia, este ilegal. Fă ancheta pornul ăla. Nu avem cum, că acum trebuie să prindă, că uite, ei pur și acum trebuie să prindă. Uite, omul, e aparținătorul, a venit din Anglia. Deci, ce treabă are aici? Decedatul este aici. În Anglia s-a întâmplat așa ceva, tinere? Nu s-a întâmplat așa ceva. Știu, am murit în Anglia, nu că nu, dar ai văzut acolo. În Anglia, cum să-ți mort un casă, omule? Îi prășește, ce să văd în Anglia, îi bagă într-o urlă, îți dă-n pachet. Omule, nu se pare normal, mortul trebuie să aibă un respect și după moarte, firmele sunt obligate. În cauza dumneata că ești... Că ce? Faci pe urmă, tată. Nu, am făcut de 3 ani, atenție. Și ei mint că nu au morți aici, în capelă. De 3 ani și autoritățile nu au făcut nimic. Și uite, acum a sunat de la SGU. Oamenii, uite, domnul polițist, uite, domnule, oamenii au venit să-și ridice mortul de aici, mortul în casă, un decedat în casă, ei nu-l scoate, adică, dacă acolo tot... unde noi am avut dreptul să pătrundem, am filmat, unde okay. Nu avem dreptul, așteptăm să... Așteptați să vedeți mortul. Mai departe. Deci, după ora 12, după ora 14, actul nu mai este valabil. Eu știu unde și la ce biserică să-l ducă, știu și la ce cimitir, și pe alee unde trebuie să-l îngroape, și cine, cum se numește decedatul, și firma, cum a dat și cum vorbesc ei pe telefoane, absolut tot știu despre ei. De ce poliția română nu cunoaște situația asta? E foarte ușor de prins. Fraților, e ușor. Firul e ușor. Începe toate bisericile. De la spital. Domnule, a fost decedat? Nu. Starea civilă. Câți decedați? A fost atâția. Domiciliu, unde ați avut decedatul depozitat? Da, imediat. Aici rezultă tot, da? Clădirea asta, ilegal. De la asta încolo, iar, ilegal. Ce-a făcut poliția locală? Ați văzut cum au dat sancțiunile poliția locală? O hârtie? Dumneata, ai văzut? Nu am văzut. Haideți încoace să constatați că sunteți... Veniți încoace să constatați. Uite, își ia mașinile. Domnul polițist, uite, și-a mașina. Uite, și-a mașina, uite. Ce ți-am zis eu? De-aia nu vin ei. Uite-le, își ia mașinile. Nu, lăsați, că trebuie să la mormântare. Da, merge la mormântare, nici nu este autorizată. Domnule, nu e autorizată. Da. Da. Nu mi-a oprit mașinile. S-a oprit-o. Ia uite. Aha. Deci nu se supune. Să fii tu sănătoasă. Sănătoasă să fii. Ia uite ce turbează. Ia uite ce turbează. Ce turbează. Da. Mergem la mormântare cu mașină neautorizată. Da, mă, da, nu vreau. Mașina nu este autorizată. Toate sunt autorizate, terminați-vă. Nu, nu e autorizată mașina. Haideți să vă arăt autorizațiile, dați-vă la mașină. Nu se poate. Cu volanul pe dreapta. Da. Și-au luat mașinile, pe toate și le ia. Pătate și le ia. Deci mașina de ridicări nu vine pentru că le-a dat telefon să-și ia mașinile. Avem convorbirea telefonică. Deci vă sfidează polițiștilor.
i-ați făcut semn, neoprire la semnul poliției. Nu, dar, dar dacă erați un pic autoritari, într-altă țară era încătușat imediat. Vor să zic că oamenii, ce poliții sunt ăștia, mă? Ce se întâmplă, mă? Eu vă înțeleg. Eu... Da. Câte mașini? Să vedem mașini de paradă. Cum sunt ele autorizate? DSP-ul ăsta. Ia uite ce, ce crize faci. Pot fi autorizate. De ce n-au oprit la semnul polițistului? Dacă este autorizat, de ce n-au oprit la semnul polițistului? A dat comandă, dă-i. Ăla ce e angajat la firmă. Nu e angajat la firmă. Atenție. Să verificați, să vedeți, are un singur angajat. Sunt două firme. Doi angajați. Marș și lat. Atât. Salut, salut, salut! A, uite, cel mai tare șofer, profesor de școală de șoferi. Un tânăr, un tânăr care a luat mereu diplome de clasa, de numai întâi, un premiu întâi, mereu a fost. E strigător la cer. Era, vă lua poliția, vă culca repede, garantat vă culca. Vă culca sigur. Sigur erați arestați toți. Da, dacă ești de fericit atunci... Ce? Nu mi-a născut soția ca să fiu fericit. Ce vrei? Nu degeaba aici. Stai, bă, de ce-i tu cu mine, mă? Așa m-am mințat de 3-4 ori. Mi-ai zis, lasă că vezi tu, lasă că vezi tu, lasă că vezi tu, lasă că vezi tu. O să vezi că te chem la parchet. Lasă-mă, rea, cum pace. O să vezi. O să te chem la parchet. Te bucuri de necazul altora și te bucuri și eu să... Nu mă bucur. Eu nu te-am reclamat pe tine. Mi-ai zis, dă niște mii doar, mi-ai zis că ai grijă, că uite, ăsta e barosanul, că ăsta e proprietarul, că tu mai așa faci. Dar tu ai spus că, tu ai spus că ești proprietar, da. O să dau pe mâna parchetului. Dar nu vreau să plec. Dar nu mă mai firma, lasă-mă în pace, că vrea cu telefonul la pitește, nu mă încade. Să stai liniștit, dar nu mă mai plăi, lasă-mă în pace. Ești prost la cap, ajunge, gata. Haide să încheiem orice. Păi eu asta zic și eu, hai să încheiem. Haide să evităm orice conflict. Păi evităm asta, încercăm să facem, nu pentru că ai telefon după mine. Eu sunt aici, n-am putut, de când am venit aici stau. Păi știu, dar el vine după mine, ce fac? Haide să stau drept, trebuie să stau așa cu mine, cu scop bune. I-ați găsit crucea cu numele meu? Ce faci? De ce vă bateți sub momentul ăsta că mediatizează și să apărezi? Da, ea, nu se poate, trebuie să ajungă oamenii unde trebuie, nu se poate jos. Ce ți-o opresc eu? Ce opresc eu? Păi cum? Pentru asta? Mă, pentru cine, mă? Ce? Mă, nevastă mi-a plâns azi noapte în papă. Ce, mă? Ce, mă? Da, o factură, uitați-vă! Nu! Îl omor! Tu de ce te bagi? Vezi că te bagi? Dar nu-i spate cum? Dar, mă, complicarea voastră să vedeți voi. Complicitatea voastră. Da. Eu v-am spus eu, ăștia sunt în stare să moare oameni. Când au fost reținuți atunci și încătușați, ei își fac de cap. Și voi toți o să fiți chemați la parchet, vă garantez. Aveți răbdare, mă. Asta nu e amenințare. Ai răbdare, mă, ai răbdare. Ia fiata, uite, domnule, uite, domnule, domnul polițist. Uite, domnule, uite, uite. Stai un pic, că tu nu poate. El mi-a scriat o mușcă. Bă, nu mă pune pe Facebook să vadă cât de cretin pot să... Bravo, bravo. Am făcut o mare vânzare de rișoare de lei cu 4500 de lei. Să-i dai bani înapoi. Fraiere, i-am dat chitanță. Contract. Contractul trebuia. De ce se întâmplă în România toate chestiile astea? Pentru că nu se iau măsuri împotriva lor. Iată. Domnule, iată, domn. A aruncat cu telefonul. Ăștia dacă aveau o bâtă, acum dădeau cu bâtă. Deci mașinile și le iau, exact ce au spus. De ce n-a venit mașinile de ridicări? Pentru că i-a sunat, luați-vă mașinile. Aia de acolo mare e tot a lor, asta este tot a lor. Alea două de acolo tot a lor. Și să vedeți că le ia pe toate.
mașinile de ridicări sunt în complicitate cu ei. Au sunat firma, de ce nu înțelegeți? Oamenii ăștia trebuiau arestați de mulți, sunt un pericol, la cum amenință. Mi-au făcut și cruce, mi-au scris pe cruce numele, deci eu sunt amenințat prin telefoane de acest individ noaptea, la 1 noaptea, la 2 noaptea. Îmi dă telefon și îmi spune că mi-a gâtul, că mă omoară, că îmi dă foc la casă. Dar ei n-au nicio treabă, păi ei nu îi cercetează nimeni. Iar ei vor să fie chemați la parche pentru ceea ce fac ei. E ce că nu sunt, ce, să vedem de ce sunt ei aici, prezența lor. La comanda mea? Nu-i poliția la comanda mea, mă. Ia auză, tată. Pe cine aveți, mă, în brațe, pe la Voloșovici? Cine vă ține, mă, pe voi în brațe? Poliția locală? Sunteți complici, mă, poliția locală, mă. Băi, departamentul de disciplină în construcții. SGU-ule, sunteți complici, ce faceți, mă? Ia uite, mașinile alea de acolo, domnul poliție, să constatați că și mașinile alea două, o să vedeți că le ia și pe alea. Da, da. Să iau pe cea de-a poliției sau cu ei. Da, poliție. Hai, mă, răbdare, mă. Bă, tu o să vii la parchet. Bă, tu o să fii mielușel la parchet, o să schimbi tu atitudinea. Domnul poliție să vă confirme. Da. Domnule, care de dumneavoastră a sunat firma să-și ia mașinile? Că avem convorbirea telefonică. Ei, nu, aveți răbdare. Aveți răbdare, dragii mei. Da, mortul este aici. Nu există alt angajat. Ia uite, toți sunt angajați, dar lucrează cu carte de muncă. Unde e poliția? Iată-l. Polițistul. Păi, mă, ta cine ești? Eu sunt de la SGU, cum acara. Dar nu se vede, uite, omul ăsta crezi că e polițist? Păi nu, o poliția care a zis că rămâne aici ca să crezi ridic mașina. Crezi că e polițist omul ăsta? Păi am văzut că nu mai e poliție, nu mai cu ei. Omule, n-ai înțeles, uite, crezi că e polițist omul ăsta? Păi nu știu. Păi eu nici nu știu că ești mata cu asta. Păi eu sunt, dacă v-a dat jos de macaran, înseamnă că sunt și. Serios? Eu nu te cred. Vezi că e polițist omul. Scrie și ceva pe mine pe spate? Nu, tu vezi că e polițist omul. Scrie ceva și pe mine pe spate? Așa și scrie, e mașina inscripționată. Băi, șpăgar, ce sunteți voi? Nu sunteți șpăgar. Dar cine a dat telefon? Cine a dat telefon? Nu știu eu cine a dat telefon. Uite, e polițist, e polițist. Uite, doi polițiști. Restul s-au dus după mașină să o prindă. Care mașină? O mașină, lasă. Care a dat, ați venit voi târziu. La noi sunt înmormântările. Ah, sunt înmormântările la ei. Țara asta, chi-i polițist. Da, asta de Maramureș, domnule, ia lui marele patron. El aici o ține. Tot ce avem, păi da. E din Maramureș, domnule, e bogat. E bogat, săracul s-a măritat aici în Prahova. Oamenii lucrează la firmă ilegal. Ce să-mi faci, mă, tot amenințând? Da, mă, e cumpărată, bravo, mă. Bravo, mă. Bravo, mă, cu ideile tale. Ia uite câtă poliție vine pentru ei. Deci dacă n-au trecut la polițiști pe aici... Aveți răbdare că se demonstrează cum lucrați voi la firma asta. Azi, mă, răbdare, mă. Bă, te dacă ai... Ai răbdare, mă, că te da, mă, o să vezi, mă, la poliție, mă. La poliție. La poliție cu tine. E o tăltată, e amenințare la el. Habar nu ai. Domnule, firma asta are doi angajați. E domeniu public, da? Poate să fie de ce? Păi și dumneavoastră puteți să-l filmați pe domnul. Foarte bine filmați. Ia uite, la angajatul. Ilegal. Da. Are și el o rugăminte. Angajatul la negru. Angajatul la negru. Angajații la negru? Sunt angajații la negru? Păi uite, ne lasă în pace și dacă îi zicem noi ceva, zice colegul dumneavoastră că e bun. Eu nu v-am băgat în seamă, voi veniți după noi, voi vă așezați în fața mea, voi mă... Bă, dacă nu vă chem eu la parchet, dacă nu-ți da voi cu sesionatul la parchet, tot să vedeți. Ce, uite-te, este dreptul meu să vă chem la parchet. Doamne, n-aveți de ce dat aici? Nu am, dar sunt prieteni apropiați. Cu cine? Și te doare sufletul. Cu cine, cu ei? Nu, cu decedatul. Pe unde-i decedatul, nu e aici? E aici? Ia uitați, domnule, oamenii îți vânci că e decedată aici. Decedată e în casă aici. La Liviu? Bun? La Liviu, aici e decedată sau unde este? Unde v-a zis că e decedată?
Mi-a zis că este la casă. Aici, da? Hai, duceți-vă, uitați, la firmă, da. Ia uitați, da. Despre ce vorbim? Domnita dragă, sunați că este la biserică de fapt. L-a dus la biserică. Sunați că este la biserică, e la biserică. Da, sunați-o pe proprietarea de funcție. Vă rog. Da? Proprietarea bisericii. Deci, l-a dus la biserică. Vă dați seama, e atâta lume aici, vă dați seama că nu e. Ce faceți, fraților? Luați mașina, o ridicați sau nu? Nu știu ce să facă. Săgeu când dă telefon la aparținătorii. Sunteți polițiști și dumneavoastră? Da. Geană mă numesc. Cu cine mă onoră? Nu trebuie să vă legitimați. Eu vă cred pe cuvânt. Am înțeles. Gata, nu trebuie să vă legitimați. Nu. Domnule, eu am încredere în cuvântul dumitale. Că nu-ți permis să zici că ești de la poliție să nu fii. Mai ales că ești și de față poliția. Nu. Adică dânsul are cu son. De la firma asta a dat telefon la... A greșit firma că... Luați-vă mașinile de acolo, că venim noi acum să vă ridicăm. Domnule, s-a înregistrat convorbirea telefonică. V-a prins. Ba da, v-a prins. Aveți răbdare, mă. Aveți răbdare, mă, că s-a prins, mă, despre ce-i vorba. Hai, ridicați mașinile, să vedem cum le ridicați. Să vină cineva de la poliție care are atribuțiuni de rutieră. Mhm, da. O, e în regulă. Trebuie să facă și mie un proces verbal și ne ridicăm pe toate, mă, dragi. Eu v-am zis, o să stau pe voi, o să munciți anul ăsta. Nu mă deranjează. Dar să-ți puie cu son, tată. Da, am venit la serviciu. Da, e cu son, să-ți puie cu son. Da, am venit la serviciu ca să fac datorii. Ți-ai pus vest acum? Da. N-ai nici cu son? Nu, era cu platforma cea mică și eram panourile electorale. Și nu-ți trebuie cu son. Păi, du-te în alte țări, vezi dacă poți să lucrezi așa cum ești, uite, cum ești tu aici. Ce scrie? Unde scrie? Dar nu scrie, omule, nimic pe spatele tău. Tu nu știi ce ai îmbrăcat? Poate mă scruză răvârmă cu ecusonul. Domnule polițist, scrie pe spatele lui ceva și noi nu știm? Păi nu scrie, bă, omule, nimic pe spatele tău. Tu nu te-ai uitat să vezi povestea că nu scrie nimic? Uite, ia, ce scrie pe spatele tău? Păi nu scrie nimic, omule, pe spatele tău. Tu nici nu știi ce îmbraci. Băi, v-am spus că voi sunteți atât de împrăștiați, că nu știe, nu scrie nimic pe spatele tău. Dom'le, scrie ceva pe spatele lui? Ia uite. Nu scrie. Tu nici n-ai știut că dacă scrie sau nu scrie. Unde? Hai mă, omule, e suficient așa. Normal, tu-ți bagi joc, băi, omule, tu e bani publici. O să vreau să văd câți bani ei. Vreau să văd eu declarația, să văd eu ce bani ei tu, omule. Salariul meu? Salariul tău l-aflu. Salariul meu este bine pe economie. Atât meriți. Atât merit? Da. De ce? Reduci și 50%, s-a eventual dat afară. Pentru că nu ești, mă, profesionist. Tu într-altă țară nu lucrai așa. Suntem democrați, suntem în Uniunea Europeană, iar voi o luați meseria din banii publici, sunteți plătiți din banii publici. Poliția. Mortul a fost luat. A fost luat din casă, de aici, l-au cărat cu mașină, nu v-ați dat seama, să verificați unde este mortul. Ați văzut că vin oamenii, aici, majoritatea aici au venit. Ați văzut, ați constatat, da? Oamenii ăștia au impresia că vă cred cu ciungă în păr. Arătați-le că poliția română este mult mai deșteaptă decât acești oameni care își bat joc de toți cetățenii. Și agresivi, ăștia sunt în sarcină. Ia uite, are autorizație pe clădirea asta. Auta, scot, la toată lumea le dă amenzi, dacă n-au colante, le dă amenzi de SP-ul. Le-a dat, au sărit și m-au agresat de față cu poliția. Oamenii ăștia au repetat de 3 ori. Când au fost încătușați și a făcut poză, după filmările mele, ai văzut că l-a pus pe Mihai. Sunt acolo, 6. Mi-au făcut și cruce cu numele meu. Iată. Uite, a aruncat cu telefon. Dacă avea un cuțit. Da. I-a luat permis. Un băiat al ei care nu este, dacă să-l verificați dacă este angajat de la firmă. O să constatați că are un singur angajat, domnule. Are o firmă, ce-a mai făcut una în 2023, anul trecut, cu un singur angajat. Și mașinile astea sunt aici în fiecare zi. Și acolo, aceeași poveste. Și aici. Aici îi parchează. De ce? E moșia lor. De ce? Pentru că poliția locală se face vinovată de lapidare. Dragii mei, DNA-ule. Da. Ridicați-le, tată. Toate, da. Eu te reclam pe tine, tu la rândul tău reclam pe toată lumea. Da? Ai răbdare. Uite când ai aruncat cu telefonul. Facem la toată lumea egalitate. Băi, eu te reclam pe tine. Tu mai departe, reclam mai departe. Ce vrei tu? Trebuie să mă reclamați, că încă nu v-am spart capul. Cât? Tu nu mi-ai spart-o mie capul? Vai de capul tău.
va de capul tot la amenințările care mi-a scut, inclusiv crucea aia care o țineai tu mâine cu numele meu. De ce mi-a scut cruce? La amenințările care le faceți? Deci ați ajuns să faceți cruci. Mie dacă mi se întâmplă ceva, du-te la poliție. Du-te la poliție. Bă, de ce nu faci plângere penală pentru șantaj sau pentru ce? Nu. Băi, asta e aberez tu, băi, aberez. Nu îndrăznești să faci o plângere la poliție. Du-te. Lasă-mă că tu ești magazin și paradă, atât ai. În rest nu ai toate completele, serviciile complete. Uite-l, vezi pe polițistul? O să-l vezi. Cum faci tu îmbălsămările? Nu, cum faci tu îmbălsămările? Hai capă, ia. Ia uite, zici că are handicap săracul, așa merge într-o parte. La Baia Mare, că așa se merge la Baia Mare. A venit și ăsta, s-a măritat aici. El e măritat aici. Adică eu îl căutam în Baia Mare, vinerea. Îl căutam că am primit mesaje că se droghează. Iar a doua zi, mamă, cu poliția, spectacol în cătușeri, peste cine dau? Mămămău! Bine, el să nu credeți că e din Baia Mare. E dintr-o comună de acolo. Înțelegeți? Eu m-am dus și am stat de vorbă cu trei vaci. Și mi-a spus, ăla, săracul, e săracul duhul. Deci, așteptăm să vină un polițist de la rutieră, pe competență rutieră. Deci, de dimineață și până acum, prin SNOAU, echipaj blocat, două echipaje, trei echipaje, poliția, așteptăm să-și facă datoria, mai ales domnul de la o autoritate cu un rang special, să vedem cum îi găsește pe acești oameni. Repet, poliția locală de lapidare i-a pus pentru că le-a pus o hârtie, nu le-a dat amenzi. De 4 ori i-am reclamat, n-au luat nicio măsură. Trebuia să deblocheze drumul. Clădirea asta, să o verifice dacă are autorizație sau nu are. Ei blocaseră până și spațiul public aici. Clădirea de la jumătate încolo, să verifice dacă are autorizație de construire și funcționare. Să verifice dacă clădirea, la alte firme funerare în România, se dau sancțiuni pentru banalele colante și trebuie să ai câțiva metri pătrați. Uite, dâns și sunt pe activitate rutieră. Ați reușit să-l prindeți? Da. Am înțeles, dar el nu e angajatul firmei? Păi trebuia să-l verificați, să vedeți dacă este angajatul firmei pe mașina aia, că el conducea o mașină cu activitate specială. A fost verificat, este angajat. Și este angajat, da? Ăla e singurul angajat, altul nu mai există. Altul nu mai există. Păi dăm declarațiile care le-a dat. Acum să vedem, să vedeți cum își desfășoară ei activitatea ilegal, pentru că mai au mormântări și având în vedere că a fost singurul angajat, pentru că ăsta la altul nu are permis, pentru că a fost prins încătușat, cu ilegalități. Uite câtă poliție vine aici, a trebuit să aduc eu poliția, pentru că oamenii ăștia își desfășoară activitatea într-un mod ilegal. Ana are tupeu, are agresivitate. Haideți să vorbiți cu oamenii, să ne lăsați plecăm. Ia. Tu ești în stare să bași și poliția, mă. Aia, fă-le poză și pune-le. Dânsul e tot de la poliție? Mamă, zici că e uzină mașina asta. Auto-le, omul forțos. Omul forțos, bogat. Bogat. Da. Cu frunza. Cu frunza dudului. Cu frunza dudului faci mătase. Pe vârful pantofului. A sfidat poliția de atâtea ori și o sfidează. În continuare. De ce? Poliția locală. Băi albule. Bă, tu trebuia să fii arestat de mult, mă, la ce ai tu aici, mă, de favorizezi. Uite, dacă ai favorizat firma, uite, nu prima ușa, a doua ușă pe partea stângă, este o capelă. Am plecat, toate cele bune. Vă salut, acum... Deci, individul care a venit, n-are nicio treabă cu proprietatea asta, pentru că proprietarul este plecat în Australia. Da? Aici toți sunt proprietari. Bă, dacă voi creștinilor care sunteți și aveți mortul și știți că aveți mortul și eu arăt doar, de ce vă băgați pe mine? Eu nu m-am băgat pe voi. O să vă dau la poliție să vă identifice, da? Pe fiecare în parte să vă sancționeze, da? Iar mortul, cu mortul respectiv, să vedem câte acte vă dă vouă. Câte acte vă dă vouă. Băi, criminalule, băi, dai cu bâta, băi, și cu pietre. Aha. O să aduceți bani acasă. Criminalule, asta ești, dai cu bâtele.
Ești un criminal. Ataci oameni, ai venit din Baia Mare să ataci oameni. Ai venit din Baia Mare să dai cu băta, băi. Ești un criminal pentru mine. O să te dau pe mâna parchetului. Dai cu băta în oameni și cu țuică și cu toate astea. Ai venit din Baia Mare să mă agresezi. Ia uite-le, uite-l ce înjură printre dinți. Asta este. Uite ce se întâmplă din cauza ei. Deci din cauza ei, oamenii trebuie să treacă pe contrasens, corect? Zic bine, băieți? Din cauza ei, uite. Pentru că nu-i face nimeni nimic. Are putere, are relații. La DSP, DSVSA, a venit ăsta din Baia Mare să agreseze. El fumează în firmă, n-are nicio treabă, pentru că nu sunt sancționați. Hai mă că cere să vedem ce sancțiuni ți-a dat. Deci domnul agent de poliție. Domnul agent de poliție, oamenii de acolo m-au și agresat și mi-au și adus cuvinte și expresii jignite. Uitați-i acolo. Adesu, veniți încoace, să vă arăt și mai vreau să ieși. Păi o să plece, domnule, să duci și noi mai acolo. Păi uite-i acolo, uite aia la pomia, la pomă acolo. Păi fratele, ce se întâmplă cu voi, oamenii ăștia mă ameniți, arunca cu pietre mine. I-am filmat, vă arăt, mi-a făcut semne obscene, m-a înjurat, m-a dat dracu. Uite din mașina asta, de la FRV-ul ăsta. Ei fug, ăștia-s creștine. Ei fug, acum. Uite din mașina asta, dar au ieșit din curte de acolo, ei sunt de la priveche. Eu le-am încercat să le explic că firma nu este în regulă. Nu are acte, sunt două firme, un singur angajat la fiecare firmă. Și vă arăt imagine, vedeți cum mă drăcui, mă înjur, a aruncat cu pietre în mine, dar m-a lovit în spate. Ei acum fug, dar... Păi n-am nevoie de ambulanță. Nu e normal să fugă. Cred că aici este mortul, cred că aici e la ei. Ați văzut decedatul înăuntru? L-a luat deja? Da, priveghiul, i-ați văzut de ce era priveghiul? L-a luat deja de dimineață? Haideți că vi recunosc imediat în biserică. Nu fac, domnule, nimica. Uitați-vă, domnule, uite când se pitește. Dumnezeu este, uite, domnule, când se pitește de dumneata. Vreau să o legitimați. Domnule, noi am venit să vorbim pentru un secret. Deci dânsul ne-a hărțuit într-un halat. Nora mea e gravidă în 3 luni. El de ce nu ne respectă nouă suferința? Corect. Așa. Am și eu de la dumneavoastră de un de nu, am niciun act de identitate. Eu sunt la... O să fii sancționată cu coandă, stai liniștită. Dar pe dânsul nu sancționează. Nu mă sancționează pe mine. Legitimează-te, refuz de legitimare să sancționeze. Du-te măi de aici și lasă-ne în pace. Ai răbdare că te dai. Te chem eu la instanță. Când arunci cu pietre. Refuz de legitimare. Pentru? Să fii sancționată. Pentru? Vreau să vă legitimați dumneavoastră în fața mea. Ei, refuză, domnule. Da. Du-te, domnule, de aici, că spar capul acum. Cum să spargi capul? Dar ai impresia că nu te dau pe mâna legii. Ce ai? Ai impresia că nu te dau? Că ai aruncat cu pietre, că m-ai înjurat. Băiatul meu e mort. Eu am venit să vorbesc pentru un sicriu. Nu, erai la priveghi. Nu e adevărat. Lasă. Eu venisem pentru un sicriu. Da. Da. Să fie clar. O să vedeți. Hai, tot te legitimez. Vrei, nu vrei, te legitimez. Creștinii mint cu nerușinare. Preotul, să tragi de ureche dacă se spovedește la tine că femeia asta să pitea după garduri. Refuză să se legitimeze la polițist. Domnul polițist, legea 61, refuzul de legitimare este mult mai mult decât legea 61, cuvinte și expresii jignitoare. Nu vrea să legitimeze. Domnul, dacă nu mergem la secție. Hai, mergem la secție. Mortul e la mortă. E băiatul meu. Când l-a adus? Nu știu. Ce faceți cu cine? Refuză legitimarea tinerei. Tot te legitimezi în fața lui. Ascultă că e poliție. Despre ce vorbim? Acest om, când l-a adus în biserică aici?
Dar n-am adus domne pe nimeni. Noi... Ei se piteau de poliție. E cu totul altceva, femeia asta. Deci refuză să se legitimeze. Toate legitimeze. Nu tac. Papagalule? O să vezi ce te chem eu în față în instanțe. Ai răbdare. Da. Nu știu, intrați. E biserică, domnul meu, intrați acolo. Arunci cu pietre și înjuri. Ai răbdare că sunt imagini. Ai răbdare că și faci semne o scenă și mă drăcui. Da, nu e nicio problemă. O să vezi puterea poliției și atenție, a parchetului. O să te chem în instanță, o să fii martor la cucoana aia acolo. Ai răbdare, că ai răbdare, dacă nu mă cunoști. Dragii mei, 0749-220890, numărul de telefon. Așa arată un creștin care se pitea după gard, să pitea creștinul după gard de poliție. Ia auze toate ce minte creștină. Ascultăm minciunile creștinului. Avem timp să depunem sesizare în ce situație sunt. Da, aveți timp. 90 de zile. Geana Hari Florin mă numesc. Geana Hari Florin. 0749-220890. Creștinii. Dumneata era în curte acolo, filmam în curte. Păi n-am, dar dacă dânsul a intrat în conflict cu lui. Dumneata era în curte, eu te filmam și dumneata aruncai cu pietre în jur, ai și pe drum semne obscene. Uite, dumneata o să fii sancționată. Garantată îți primești sancțiune, tânărul o să-ți dea. Ce rugăminte am tânărul? Conform OG2, dumneata ești obligat, după ce îți arăt imaginele, să sancționezi pe loc, ca să aibă drept, da? Dar dumneavoastră ați auzit de față cum ea mă jignea. Stați un moment să vorbesc toate de cuvântul. Tu ești, dumneata mă, cu ce drept? Uite, cu dreptul și cu stângul. Dar dumneata mă cunoști pe mine? Nu, și... Eu nu m-am legat de dumneata. Eu nu ți-am făcut semne așa. Dar nici eu nu m-am legat de dumneata. Ai răbdare că o să-ți fii la parchet. Deci crede-mă că cu dumneata te duc așa la parchet. Oricum am nevoie de martori și pe dumneata o să fii chemată la procuror. Păi, treaba dumii tale, te ia cu mandat. Și ai impresia că scapi așa? Eu ți-am spus că pun poliția. Poliția României este o putere în România. Dar liniște că îți primești acasă, mâine. Stau și mă întreb, pe dumneata, ai răbdare. Câtă lume hărțuiești dumneata? Da. De unde știi câtă lume? De unde, dacă nu mă cunoști? Cum adică? Dacă nu mă cunoști, creștinul, că minți. Deci firma... Deci decedatul nu mai se află acolo, da? Deci l-a luat decedat. Este filmat cum, adică am înțeles, gata. Deci l-a luat de noapte. L-a luat de noapte. Băiatul, ce ați făcut? Ați luat decedatul? Erau oameni la priveghi și a luat decedatul? L-a spitit? Așa, da? Hai să vedem să-mi dea acolo, hai. Haide. Hai să dea acolo. Să vedem unde este semnul. Bă, băiatule, mă. Toate mașinile de aici ar fi să fie sancționate. Cred că dânsii sunt de la poliție. Sunteți de la poliție, da? Domnule, au sărit la bătaie inclusiv cu țuică, de față cu cei de la DSP. O să ei până și mortul... O să fim audiați și așa mai departe. Toată lumea o să fie audiată. Să stabilim situația. De fapt, am vorbit și cu domnii. Într-adevăr, s-a întâmplat o altă. Domnule, au cruce cu numele meu acolo. Uitați aici. Uite. A luat acum. Deci, oamenii au văzut cruce cu numele meu. Ei mă amenință cu moartea și mi-au făcut și cruce. Eu dacă mor, ce faceți, fraților? Anunț poliția. Eu dacă sunt omorât de ăștia, au sărit cu băta la mine acum, individul ăla. De asta am venit la dumneavoastră aici, de asta să se întâmple ceva. Domnul meu, eu am sunat prin SNU-AU, deci nu este prima dată când oamenii ăștia mă agresează. Este al doilea apel într-o lună de zile. Rândul trecut când au venit polițiști, da? Nu s-a schimbat nimic de atunci. Ei folosesc și acum camerele astea și spun că nu funcționează. Ei folosesc și filmează cu camerele astea, sunt camere cu domn, cu joystick. Vă dați seama, ei acum cum demonstrați dacă ei au luat mortul, că aseară nu s-a putut intra. Dar oameni la priveghi i-ați văzut, da? Erau oameni la priveghi? Eu nu i-am văzut și răspunsul. Nu i-ați văzut? Venit, eu am văzut un singur domn care a ieșit din curte. Dar ați văzut o masă acolo întinsă? Da? Tot a fost înregistrat. Nu. Dar cei de la DSP i-au văzut acolo. Dar i-am filmat, eu vreau să vă arăt imaginile cu ei, să vedeți? Haideți să vă arăt. Oamenii care sunt la privei, care se pitea, ați văzut unde se pitea doamna, da? Da. Ei au spus, avem mort aici. Ei spun în filmare, avem mort aici. Acum a spus că a venit care nu știu ce la spital. Despre ce vorbim, oamenii ăștia? Miros a țuică. A aruncat de față cu cei de la DSP, cu țuică pe mine.
a ieșit cu Ramea să mă bată pe stradă. Vreți să vedeți și imaginele? Asta, asta se întâmplă. Păi, într-altă țară erau arestați imediat. Domnule, imediat. Am depus, dar nu știu câte ori. Dar am depus. Domnule, ce s-a întâmplat ieri? Am depus ieri. Astăzi. Ce s-a întâmplat astăzi? Depun mâine. Dar automat merge și avocatul Mihai Ursu de la Barou din București. Oamenii ăștia n-au cum să se judece. Au făcut și imagini pe TikTok. Vezi, Doamne, că nu ne face nimeni, că le cer 20.000 de euro. Pe de ce nu s-au dus la poliție dacă îi spune că îi șantajeze? Ideea e că dumneavoastră aveți dreptul 90 de zile să veniți să depuneți plângere în legătură cu ceea ce s-a întâmplat astăzi. Domnule, eu am depus mereu. Dacă sunteți de la secția 4, sunteți de la secția 4? Nu, sunteți de la SICE, de unde? Investigații criminale, de la secția 4. Așa, e, cum să faci oamenii ăștia, își desfășoară activitatea într-un mod legal, ia veni să constatați personal ce spun aici ei, prestarea de servicii complete. Firma nu este autorizată decât, atenție, pentru magazin, care și magazinul, dacă nu-s colantate, alții și-au amens, toate firmele funerare și-au amens, cum uite cum e ăla de acolo, ăla are colantat. Ăla i-a dat 40.000 de lei amendă, și-a pierdut în instanță. Dar oamenii ăștia când spune servicii complete, spune așa, tanatopraxie. Intervenția asupra corpului uman, care nu au voie, nu sunt autorizați, așa nici n-au cursuri de tanatopraxie. Ăsta l-am prins, îl căutam în Baia Mare cu poliția și l-am prins în Prahova. Și spre bine ce s-a întâmplat atunci cu reținerea lor, când s-a schimbat bărbatul în femeie. Ați văzut că-i poză pe birou? S-ar putea și voi să vă facă poză, să vă pună pe coșuge, probabil. Să vedem cum vă simțiți. Ăștia mă amenință, îmi dă telefoane și mă amenință cu moartea. Că îmi ia gâtul. Mi-a pus crucea aici de față cu poliția. N-avea nicio treabă. Și astăzi de față cu cei de la, uite, poliția locală. Poliția locală au pe competență și refuză cei de la disciplina în construcții. Acea capelă este ilegală, n-are niciun act de construire, încălcarea legii 50. Noi am spus-o până să treacă 3 ani. Ce a făcut poliția locală? Nimic n-a făcut. Ca albul de ce? Dacă ține în brațe. Ce a făcut poliția? Serviciul ăsta? Nimic. Dom'le, n-ați făcut nimic, vreau să vă văd dacă faceți. Dom'le, suntem corupți cu toții, ce se întâmplă? Ne mutăm de România, ca dacă să, nu. Ca să putem să facem ceva, voi invi la sediu secție ca să mergem. Domnul meu, plângerea. Eu fac plângerea, pot să o fac electronic, am termen de 90 de zile, da? Ceea ce, eu nu stau ca să pierdeți timpul cu mine, că aveți și alte activități, mai ales că sunteți foarte puțini polițiști. Și e normal să aveți timp să cercetați, corect? Dom'le, sunteți puțini. Faptul că eu vă spun că și când plouă sunteți inundați la secția 4, nu puteți să ziceți nimic, că voi să trebuie să luăm în considerare orice sesizare, să nu luați, orice nu luați, pentru că dacă vă sună șeful politic, stați ghiocel, fraților. Păi asta s-a demonstrat. Uite, noul șef care a venit, ăsta nu o să stea mult. Ăsta pleacă, în câteva luni pleacă. Domnule, deci noul șef de la IPJ pleacă. Firma asta este ilegală, sunt două firme. Domnule, n-ai înțeles. Eu nu stau să-ți ocup timpul dumitale, pentru că pe ce că sunteți puțin, nu. Pe ce că sunteți puțin. Și cei de la intervenție pe sunt să ne au. Sunteți puțin. Dacă aș mai face și chestia asta și aș bloca, uite, uite criminalul ăsta, asta e un criminal pentru mine. Amenințare cu moartea. Haideți să vă arăt și cu bâta, cum aleargă el cu bâta, să vedem într-alte țări.